Stimați colegi, bine ați venit la ședința de guvern. Vestea bună e că veți avea în fiecare săptămână ședință de guvern de acum încolo. S-a terminat perioada mai liniștită și avem foarte multe lucruri importante de făcut în perioada care urmează. Vreau să spun patru lucruri foarte rapid pentru dumneavoastră, membrii guvernului, și cu sprijinul celor de la presă pentru cetățenii României. În primul rând, vreau să ne ducem mai departe cel mai important obiectiv, să avem creștere economică. După primul semestru, 3,7 creștere, cred că e un lucru, cu modestie o spun, cred că e destul de bun, 3,7, și să simtă oamenii în buzunarele lor și în viața lor. Din acest punct de vedere, e foarte important ca săptămâna viitoare să se termine bătălia politică, să avem codul fiscal aprobat și promulgat de către președinte. Cred în continuare, ca un tehnocrat ce sunt alături de domnul Teodorovici, că important este să dăm mesajul fundamental pentru economie și pe zona socială cu 20% TVA, nu 19%, că 20% cota generală cu 9% la alimente înseamnă 16% medie. Iar celelalte lucruri care privesc alte taxe și impozite, ca să vă spun foarte sincer, pot fi discutate de către oamenii politici. Ce e important pentru noi, 20% acel TVA. Am discutat acest lucru și cu președintele Iohannis, cu guvernatorul Băncii Naționale, domnul Isărescu, și sper ca liderii politici și Parlamentul săptămâna viitoare să țină cont de opinia noastră tehnocrată, să avem cod fiscal, să avem stabilitate economică, să creeze în continuare locuri de muncă, să crească salariile, să scadă prețurile prin scăderea TVA. De asemenea, eu o spun încă o dată și o voi spune și în fața Parlamentului, cele patru puncte de TVA care înseamnă 7 miliarde de lei, impact negativ, cu creștere economică, cu organizare în continuare bună a ANAF-ului și cu cheltuieli inutile de care scăpăm, nu reprezintă niciun caz o problemă pentru economie. În primele 6 luni am încasat 10 miliarde de lei în plus. Deci anul viitor măcar 7 le încasăm sigur. Și cred că un consens politic ne va ajuta pe noi, cei care punem în aplicare codul, să mergem în aceeași direcție și, din punctul ăsta de vedere, m-aș bucura și mă bucur când există soluții raționale. Al doilea lucru, salariile pentru medici. Domnul ministru, veniți săptămâna viitoare cu ordonanța, pentru că ați economisit bani la sănătate și nu aveți nevoie de alți bani anul acesta, putem să le punem în aplicare de la 1 octombrie. Vreau să fac un apel către toți ceilalți bugetari care au dreptate. Și ei vor salarii mai mari și merită să facem cum am făcut în ultimii 4 ani. Și ne înțelegem și negociem și discutăm și când putem, ne ținem de cuvânt. Pe deosebire de alții care le-au tăiat salariile, noi de fiecare dată le-am dat. Și de exemplu la educație, cred că ne-am ținut de cuvânt, nu, domnul ministru? La martie a intrat în vigoare prima creștere, în octombrie intra a doua, personalul nedidactic. Deci cu absolut toată lumea, când ne-am înțeles și am avut bani, ne-am ținut de cuvânt. Altfel, dacă zice cineva că azi poate să mărească la toți, sau dacă zice PNL-ul că azi poate să le facă la medici 5.000 de euro, eu las azi pe PNL. Da, știți și dumneavoastră că nu e adevărat. Așa încât mesajul este, cum am fost până acum serios, o să fim și în continuare și știm cât putem să dăm și nu ne angajăm la ce nu putem să facem. Al treilea lucru, am discutat cu domnul ministru Constantin și vreau să, și cu reprezentanța infirmierilor, vreau să dau un mesaj foarte clar. Sigur că anul acesta agricultura nu va mai fi așa de bine cum a fost în anii trecuți. Nu pe toate tipurile de culturi, dar sunt probleme. Așa încât o să vă rog cu reprezentanții asociațiilor să începeți deja evaluarea pierderilor, să ne adresăm Comisiei Europene și să-i ajutăm pe cei care anul ăsta au avut de pierdut. Pentru că sunt aceiași care anul trecut, acum 2 ani, acum 3 ani, având agricultură în creștere, ne-au ajutat. Dar să luăm în calcul acest lucru. Și al patrulea lucru, vreau să-i mulțumesc și vicepremierului Oprea și celorlalți, apropo și de polițistul acela care a fost accidentat, e foarte important să-i ajutăm pe oamenii care își fac datoria. Înțeleg, domnul ministru, că nu poate fi transportat acum, dar important e să dăm un mesaj către polițiști, către toți care își fac datoria și din cauza asta au de suferit, că bani să-i ajutăm, găsim. Problema este să apreciem gestul pe care îl fac. Mulțumesc celor de la presă!